Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună, Vero. Bună dimineața. Bună. Asta voiam să zic, că v-am scăzut un pic media de vârstă din studio. Mulțumim, ești foarte drăguță. Și concentrarea acum, dacă ai venit tu, parcă nu mai. Despre ce vorbeam? Stai că suntem noi, că trebuie. Veronica este colega noastră de la Virgin Radio, realizează programul matinal alături de Andrei și îți mulțumim că ne dai și 90 minute în dimineața asta. Doamne, cu tot dragul, este o onoare să fiu alături de voi. Avem o fată în studio. Ok, deci putem să facem glume, nu? Da, sigur. Să facem glume? Da, putem, de ce bine, nu? Fii atent. Deci noi ca băieții, bine ai venit printre băieți. Avem următorul joc, am invitat ascultătorii noștri să ne sune și o să le dăm alegeri greu de făcut. Ei vor trebui să facă o alegere, să motiveze, noi interacționăm cu ei. Cel mai creativ răspuns va fi premiat de către tine cu un hanorac Europa FM. Deci tu trebuie să reții răspunsurile la întrebări. Luca, dă-i ei întrebările, să aibă și ea întrebările. Da, acolo, le-am primit. Le are pe telefon. Le are mâna. Da. Trebuie să notezi cu notă, de la 0 la 10, da? Cu, trebuie să croiești un hanorac, pe urmă îl stănțești pe Europa FM, da. Nu te uiți la curier, dă-i caută adresa. Greu de ales, adică întrebările sunt cum ar fi pentru tine, de exemplu, dacă tu ai sunat, să zicem că tu ai fi ascultătoare, te-am întrebat, de exemplu, ce ai alege dacă ar fi să alegi? Să ai 3 sfârcuri sau un singur sfârc? 3, clar. 3, clar. Bun, deci dacă asta este mai și de ce că ar trebui să... Mai multe nu strică, nu? Sigur. Da. Bun, hai să începem să luăm telefoane. 0372069599. Începem cu Mirel, bună dimineața. Salut, Mirel. Bună dimineața. Neața, Mirel. Bună. Bună dimineața. Fii atent. Mirel. Da, Mirel. Ce alegi? Da. Să spui mereu ce gândești, fără să te poți opri, sau să fii mut și să nu poți să spui niciun cuvânt? Să spun mereu ce gândesc. Mă, ești sigur? Da, da, da. Mă, băiatule. E foarte bine. Ești căsătorit? Da, am fost căsătorit, sunt divorțat. Am fost căsătorit 21 de ani. Aha. Și îi spuneai ce gândeai adesea? Tot timpul spuneam ce gândeam. Bine, domnule. Poate dacă m-am și despărțit. Asta, bravo. Ai văzut? Da. Uneori e bine să ai abilitatea să mai spui și o minciună. Cum ți se pare, Vero, răspunsul? E foarte bun, așa aș fi ales și eu, sincer. Zici? Da, da, vezi că e riscant. Uite ce se întâmplă. Mulțumim tare mult, Mirel. Mergem către Gabriela. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună, Gabi. Gabi, fii atentă. Să n-ai miros sau să n-ai gust? În sensul de să nu poți să guști ceva, nu să n-ai gust. Sau să ai COVID, cam asta. Vai de mine. Deci, dacă n-ai miros, e prăpăd. Da. De cum gustul, chiar și când ești răcit, zici că mănânci bureți, pur și simplu. Așa. Deci are varianta, mai bine să n-am gust, căci mirosul e foarte important. Nu cred. Oh, păi stai un pic, nu, mâncarea nu e foarte importantă? Poate, dar ne imaginez oarecum cum ar fi fost ea, la gust. De când miros, în caz de pericol, e mai nasul. Știi, am cunoscut pe cineva care n-a avut niciun fel de miros. Da, am avut și noi un coleg care, de în urma unui mic accident, a rămas fără miros. Așa, nasol. Și e nasol. Așa, la miros, e bine să pui un condiment, un ceva. Pentru că știi că l-ai pus, dar la gust nu prea simți. Păi da, la condimentul mai mult câte sunt? Te ajută la papilele gustative. Okay. Câte sunt? Câte gusturi sunt? Acru, sărat, dulce, amar, 4 gusturi? Mai este și al 5-lea sau sunt 4? Piperat se ia la, adică, iute. Piperat deja se păpânați. Dar cu simțul mirosului simți aromele. Adică dacă n-ai miros, nu simți aromele. Poți să simți gustul. Dar poți să, oricine poate să încerce să vadă cum e să... Păi și ce prefera? Că te duci într-un restaurant și miroși friptura? Aș prefera să am simțul mirosului. Și ca să mă feresc de anumite incidente, ca să zic așa. Mulțumim pentru răspuns. Hai cu următorul. Mulțumim, Gabriela. Daniel, bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața! Alo. Daniel, ce avem, ai alege? Și pentru tine. Da, să fii amuzant, dar tălâmb, sau să fii inteligent, dar plicticos? Bună întrebare. Plicticos și tălâmb sunt eu, adică, deci asta nu poți să o alegi. Haide, mă, nu te mai... Nu, am să aleg să fiu amuzant, dar tălâmb. Dar tălâmb. Da, decât inteligent și plicticos, și vă spun și de ce. Pentru că eu, în primul rând, sunt o fire veselă. Îmi place să râd. Da. Chiar dacă de multe ori, nu știu... Poate sunt tălâmb în veselia mea și deranjez și... Dar admir copiii în voioșia și bucuria lor. Aha. Și de la ei am învățat să râd și să fiu vesel.
am doi copii. Eu văd pe asta cu sărac și, doamne, tălâm și amuzant, sau cum era, da, ca un fel de sărac și fericit. Da, bogat și sănătos sau sărac, da, și... da, nefericit. Bine, mulțumim. Hai să mai luăm. I-am păstrat pe linie pe cei care ne-au sunat până acum. Poate rămân și pe linie ca să le dăm o veste bună la sfârșit. Florin, bună dimineața! Salut, Florin! Salut! Bună dimineața! Fii atent, Florin! Ce ai alege? Să poți detecta imediat orice minciună auzi sau ți se spune, sau să poți minți tu fără să fii prins vreodată? A doua variantă, bineînțeles. Cinstit. Cinstit să poți minți într-una fără să te prindă, nu? Luca e foarte tăcut. Nu e foarte bun, asta e filozofic. Tu-ți notezi răspunsurile. Zi ce părere ai. Sunt de acord cu Florin. Pentru că aia cu, dacă ai detecta orice minciună, nu te ajută la nimic. Te frustrează și atât, că ce faci? Nu vei mai avea prieteni niciodată. Exact. Na. Da. Păi și cum se combină cu aia, cu să spui mereu ce gândești? Ai un prieten care spune mereu ce gândești. Nu, dar... E ca și cum ai de putea să detectezi imediat orice minciună. Da, dar acolo e extrema elaltă, e dureroasă. Adică dacă să fii mut, să nu vorbești niciodată, să nu-ți pui o părere... Păi îți rămâne scrisul. Care-i Doamne, treaba? N-aș putea. Nu? Lucrează la radio, măi. Lucrează la radio. Mulțumim tare mai mult, avem? Florin. Rămâi Magdalena. Magdalena a renunțat. Magdalena o spune Maria, drept. Bună dimineața. Bună dimineața! Mărie, hai să-ți găsesc ceva drăguție. Să o spun eu până atunci cu mirosul. Ia zi. Eu aș fi preferat să nu am miros. Da, dar să ai gust. Da, cu gustul mai merge. Din cauza că eu am mari probleme de sănătate și locuim cu proprietarii ei la parter, noi la etaj. Și ei gătesc tot timpul în casă. La noi e foarte. Și noi n-avem voie să gătim. Așa înțeleg. Decât așa, mai bine fără miros. Corect. Corect, corect. Bravo. Vrei să mai răspunzi la și la... Da, da, da. Hai mai pune o întrebare. Fii atentă, Maria. Dacă ai putea alege în ce să te reîncarnezi, presupunând că ar exista reîncarnare, da? Și ai putea alege. Ce ai alege? Râmă sau muscă? Muscă nu, că muscă stă pe toți. Așa. Și? Așa? Nici nu mai bine, că te prind veinile ta undiță. Din punctul meu de vedere, niciuna nu e treabă. Știi că toți ne gândim ce bine dacă ne-am reîncarnat. Dar uite, aia e o situație de asta. Nu pot să ales să mă reîncarnez, că n-am terminat treaba pe aici. Deci, care e răspunsul? Râmă, frate, am înțeles. Întuneric, așa, nu? Nu m-aș fi așteptat la ceva să aleagă. Da, și eu zic, e dark side. Da. Mulțumim, Maria, stai cu noi. Da. Și o muscă, ți alegi tu pe ce te așezi. Știi ce? Pare rău să fii muscă. Gândește-te că poți să fii atent, să vezi conversații pe care nu le-ai vedea în mod normal. Păi da, e adevărat, dar și dacă îl prinzi pe prigoană cu pliciu. E bine, acum ești tu atent să unde. Pe bacuța. Poți să alegi să fii o muscă fușneață. O muscă fușneață. Știi că există aia de te enervează mereu. Singura muscă din casă în care ajunge să te enerveze în timp ce dormi. Aia. Da. E o musculiță bețivă, m-aș băga. Cristi, bună dimineața. Salut, Cristi. Salut. Ioiștenem, bună dimineața. Ioiștenem. Neața. Cum se zice bună dimineața? Ioregheld. Așa, Ioregheld. Ioregheld. Gata. Un an într-un submarin sau un an în spațiu? Pe stația spațială, adică în spațiu. Dacă dispare, cum a dispărut ăla din Rusia? Submarinul Kursk. Un submarin. Aha. În submarin vrei? Da, de ce lege toată lumea uite pe sub pământ? Și râmă, și submarin? E mai sigură în momentul... Păi da, dar îți dai seama ce vedere ai din spațiu, ce frumos ar putea fi? Sigur, nu mai ești sigur pe picioarele tale, da. Ce rechine aș vedea eu în apă. Aia e și mai frumos. Aha. Părerea mea. Bine. Și deci... pe submarin sunt cabinele mici. Da. Dar submarinul nu are geamul, era patiscaful. Stai mă puțin, el n-ar intra în cabinele la mici. Hai de măi. Te dai cu ulei patina și aluneci mai ușor prin intrări. Ai înțeles? Eu am fost pe un submarin. Ai, nu mă nemuni, de la... Unde? În ce mare? În Grecia, nu practic. Era parcat. Ionuț, bună dimineața. Ionuț. Salut. Ionuț, ești cu noi? Salut. Este. Da, da. Te auzim mai greu. Hai că te întrebăm și pe tine, uite asta cu care am lansat, dar trebuie să motivezi. Dar ce ai alege? Să poți să zbori singur, adică fără aparate, sau să respiri sub apă? Sincer, să poți să zbor. Da, de ce?
aș avea câteva mașini de pătat. Niște da? Ce? Mașini niște de mașini pătat. De pătat. Ce bun e asta. Mie mi se pare că ăsta e răspunsul câștigător. Da, hai să vedem că avem? A revenit Magdalena și uite, poate pui aia cu, cu loteria. Cu loteria. Da. Așa. Bună dimineața, Magda. Magda. Bună dimineața, de la Bârlad vă salut. Ia bună așa. Dimineața. Ia fii atent. Bârladului, fii atent aici, Magda. Ce ai alege? Să câștigi marele premiu la loterie sau să trăiești de două ori mai mult? Na. Păi să trăiești de două ori mai mult, că da, degeaba câștig și mor repede. Da, îți place. Mai bine, asta, moderat. Sistemul medical românesc, ești fană. A, nu, ai, da, adică dar dacă o viață scurtă, dar intensă sau lungă și nu prea intensă? Bă, orice ar fi, viața e mișto. Lungă cât de tare. Aha. Lungă. Da, draga mea, dar nu mai trebuie să hai, contează să fie doar lungă viața. Hai acum să nu intrăm în detalii. Dar da. Păi, dar nu spune nimeni cât trăiești după ce câștigi la loto. Da, corect. Adică e o viață normală de om. Absolut. Da. Timp cât e dublă, tot e mișto. Da. La mă rog, așa, hai că mai avem un minut și jumate, trebuie mai să găsim un câștigător, nu mai. Hai, nu mai vrei să mai luăm? Nu mai, păi nu mai e gata. Cred că avem câștigătorul deja, adică sunteți avem? Cu toții de acord. Cine, Ionuț? Da. Ia să vedem dacă mai e ce cu noi. Ce a fost, care a fost răspuns? Ionuț. Care vrea să zboare ca să păteze ca mașini. Ionuț, mai ești cu noi? Da, mai sunt. Da. Felicitări! Spune, felicitări, prietene. Spune-ne despre mașinile respective. Ai da. Vecini, ții-mul la ei. Da, câteva mașini, câteva căciuri, depinde cum le poartă. Cum îl cheamă pe șeful tău? Laszlo. Ah, Laszlo, fii atent. Da, fii atent la Ionuț. Ai primul pe listă. Atât îți zic, fii atent la Ionuț. Bine, Ionuț, felicitări. Să știi că ai un hanorac Europa FM oferit de Vero. Poți da. Să dau și eu un hanorac cu Virgin Radio? Poți să dai și eu un hanorac. Auzi, deci ai două hanorace. Perfect, zonul rece. Da. Dai unul și șefului, da? Nu, păstrăm pentru noi. Bine, să rămâi pe linie ca să vorbești gata, cu Adi să-ți ia datele, da? Vero, îți mulțumim tare mult. Eu vă mulțumesc, a fost foarte drăguț alături de voi. Eu mă mai chemați, că îmi place. Noi te-am chemat ca să ne chem și tu la bine, păi cum să nu? Până la 7, pentru că noi începem mai devreme, de la 6:30. M-a primit, tu ne chemi acum. Bine, te-am pupat. Pupici. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.